O să-l cer puțin pe băiatul ăsta care a lăsat comentariul. De-aia am și făcut acest video, ca să mă iau de el. Dar am și motive pentru care să-l felicit. Subiectul de azi este despre cum să nu-ți pierzi banii investind în cripto. Iar dacă faci ceea ce zice el acolo în comentariu, cel puțin prima parte, să te încrezi mai mult în cineva decât în altcineva, cu siguranță că vei pierde bani. Un lucru important e să nu te încrezi în nimeni. Indiferent că vezi un video la mine sau îl vezi la alt influencer sau îl vezi la altcineva, nu te încrede doar în ceea ce ai văzut, cercetează și mai cere păreri și în altă parte. Iar aici ajungem la acel moment în care trebuie să-l felicit pe acest băiat pentru că a cercetat și în altă parte. Se pare că s-a documentat și a aflat că RIF nu prea are viitor, așa zic unii. Dar ăsta este motivul pentru care trebuie să-l felicit. Că se documentează, este un criteriu important. Lucrul ăsta te ține departe de probleme. Și ca să vorbim puțin despre RIF și despre orice alt proiect, înainte să trec la subiectul cum să nu-ți pierzi banii, adevărul e că nu poți să ai încredere în niciun proiect. Iar cel mai bun exemplu este evident Terra Luna. Proiect care părea solid. Imposibil să întâmple ceva cu el. Imposibilul s-a întâmplat. Asta din cauza că în cripto orice e posibil. Chiar și imposibilul. Însă revenind înapoi, nu ai cum să te încrezi într-un singur proiect. Nu ai cum să spui toți banii într-un singur proiect și că tot am vorbit de Terra Luna. Erau pe Twitter niște oameni care își plângeau zilele, fiindcă și-au pus toate economiile de viață într-un singur proiect, respectiv Terra Luna, care a făcut caput, bum, și s-au pierdut banii. Mare prostie din partea lor, să nu faceți așa ceva niciodată. Să nu vă băgați banii într-un singur proiect. Diversificarea este un criteriu important, este un punct cheie care te ajută să nu-ți pierzi banii investind în cripto sau orice alt asset. Vezi aici video care ar fi unul din criteriile care te ajută să obții profit. Dar în fine, după cum ziceam, diversificarea este unul dintre cele mai importante lucruri pe care trebuie să le faci. Ai $1000 buget, nu-i băga pe toți 1000 într-un singur proiect. De exemplu, RIF. Sau Terra Luna, bine, mai Terra Luna a dispărut, dar mai sunt nebuni care bagă și acum. Ideea e simplă, nu-i băga într-un singur proiect. Mai bine îți alegi 10 proiecte decât să-i bagi într-unul singur. Mai bine bagi Nigol, Solana, BNB, Ethereum, tot ce vrei tu, diversifică, caută 10 proiecte decât să bagi în unul singur. Pentru că dacă s-a întâmplat ceva cu acel singur proiect, cu ăla în care ai băgat tu, ai pierdut banii, nene. Așa că da, ăsta este un lucru care te ajută să nu pierzi banii investind în cripto sau în orice alt asset. Deci ăsta e subiectul zilei, cum să nu pierzi banii. Dacă pe lângă asta te mai și abții de la te încrede într-unul și altul, exact cum zice el în comentariu, o să fii binișor, crede-mă. Caută, vrei să investești, caută, setează-ți bugetul, caută 10 proiecte, 10 companii, 10 acțiuni, 10 ce vrei tu și diversifică. Pune 100 acolo, 100 acolo, 100 acolo, 100 acolo, pentru că e mai sigur așa. Decât să te calicești și să bași tot într-un singur proiect și să zici, mamă, o să explodeze și o să-mi aducă bani și o să fiu milionar și o să fiu Andrew Tate. Mai multe șanse sunt să devii falit decât să devii Andrew Tate investind așa. Așa că asta este ceea ce trebuie să ții minte. Unul la mână, nu te încrede doar într-o singură persoană, nu te încrede doar într-o singură opinie. Cercetează, documentează, aprofundează, întreabă, ai Google la dispoziție, folosește. A doua la mână, diversifică când investești. Puneți banii în mai multe proiecte. Ca și cum s-ar zice, împarte-ți ouălele în mai multe coșuri. Dacă ai scăpat coșul cu toate ouălele, te-ai ars. Adio, omletă. Așa că, diversifică, cercetează și o să fii bine. Numai bine, ne mai vedem pe YouTube, pe TikTok și bineînțeles pe Telegram, Armata HODL.